Bună seara și bine te-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Gândurile lui Cristoiu, alături de mine, ca de fiecare dată, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu. Bine ați venit, domnul Cristoiu! Bine v-am găsit! Este o săptămână importantă în care s-au întâmplat foarte multe lucruri pe scena politică, atât pe plan intern cât și pe plan extern. Vom discuta despre toate aceste subiecte în ediția de astăzi. Mai exact, hai să vedem subiectele despre care vom discuta în această seară. Avem scenariile pentru anticipate și moțiunea de cenzură pe care a anunțat-o Partidul Social Democrat că o va depune după ce guvernul PNL și-a anunțat că își asumă răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi. Trebuie să vedem și bilanțul guvernării Orban după două luni de mandat, ca să spunem așa, ce gafe, dacă putem să vorbim, au făcut miniștrii în tot acest timp, cine a vorbit mai mult, cine a vorbit mai puțin. Este important să atingem și subiectul Congresului PSD care bate la ușă, dacă s-a conturat până în acest moment vreun lider al Partidului Social Democrat sau pe cine mizăm că va ieși în față. O să privim puțin și spre America, acolo unde în această săptămână, în Senatul American, a început procesul pentru demiterea lui Donald Trump. Este mare agitație, au fost declarații în contradictoriu, trebuie să atingem și acest subiect. Avem editorialul săptămânii și top 5 politicienii săptămânii. Haideți să intrăm în primul subiect, mai exact, să discutăm scenariile despre anticipate, dacă mai pot avea loc aceste alegeri anticipate, având în vedere că nu de mult guvernul PNL a anunțat că își asumă răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi. PSD a venit imediat cu o reacție, mai exact Marcel Ciolacu a anunțat că va depune moțiune de cenzură. Dacă va trece această moțiune, dacă Partidul Social Democrat are șanse să strângă o majoritate în jurul ei și să dea jos acest guvern, poate ar fi primul pas spre anticipate. Există această șansă? Da, știu că toți jurnaliștii tineri și de dragul ratingului în această perioadă până pe 28, când va avea loc sesiunea extraordinară pentru asumarea răspunderii, folosesc acest vicleșug gazetăresc și anume de a spune cade, nu cade guvernul, va fi moțiune de cenzură. După părerea mea, evenimentul numărul 1 întruchipat de această sesiune extraordinară, deci evenimentul anului și al lunii, lunii și al anului, este această sesiune extraordinară în care guvernul își asumă răspunderea pe o lege, modificarea legii electorale și anume de la un singur tur la două tururi și mai este și o mică modificare foarte importantă, o să discutăm imediat, care e o lovitură pentru USR, cea potrivit căreia dacă ești, nu poți să vii să votezi la locale, dacă nu ai devenit flotant cu 90 de zile, cel puțin. Înainte de alegeri. O să spun și de ce e o lovitură pentru pentru USR, pentru electoratul USR. E neapărat nevoie de jumătate de minut de explicare didactică. În momentul în care s-a investit guvernul Ludovico Orban, 4 noiembrie 2019, și Ludovico Orban și președintele au sugerat, apoi au spus că acest guvern ultra-minoritar, dacă există așa ceva, cel mai minoritar, dacă pot folosi acest barbarism din istoria post-decembristă, deoarece nu numai că nu are majoritate în Parlament, dar nici măcar nu are o coaliție care să-l asigure. Dacă tu o să-l adeși, de regulă în Parlament, există un guvern are o majoritate dată, sau cum a fost PSD-ul, prin alegeri și a câștigat așa, sau se face o coaliție. O coaliție din mai multe partide, se face o înțelegere, cum a fost CDR cu PD96 și atunci guvernul, chiar dacă e al PNL, guvernează în numele acelei majorități, îndeplinind și anumite obiective și stă liniștit. În cazul de față, de câte s-a văzut în aceste două luni, guvernul nu are minimă majoritate. Așa se explică și aceste asumări de răspundere. Și acum ajunge la asta. Deci nu are. Guvernul PSD a căzut în urma unor înțelegeri de moment între diferite partide și guvernul Orban a fost investit nu în urma unui contract între PNL, PMP, UDMR, ALDE și Pro-România. Adică se face un contract și
potrivit acelei înțelegeri, guvernul PNL ar fi trebuit să rezolve o pretenție a lui ALDE. Nu știu, uite, una din ele a fost cea de a nu fi desființată secția specială de investigare a magistraților. Nu. S-a făcut așa repede, toată lumea a fost convinsă că e un guvern pe picior pentru că urmau alegerile prezidențiale și că după alegeri se vor întâmpla două lucruri. Ori posibile, ori vine un adevărat guvern puternic, PNL, o să discutăm, sau au loc anticipate. Deci noi ne aflăm de pe 4 noiembrie într-o permanentă dezbatere dacă vor fi sau nu vor fi anticipate. Ca să ajungem la de ce evenimentul este foarte important pe 28. Ca să fie anticipate, trebuie să cadă acest guvern și apoi să cadă încă două. La distanță de 60 de zile. Da, la distanță de 60 de zile. El trebuie să cadă. Problema este că ca să cadă la alte două, teatral sau pe bune, trebuie să cadă guvernul ăsta. El nu poate să cadă decât prin demisia premierului sau printr-o moțiune de cenzură care trece. Guvernul Orban, profitând de faptul că PSD-ul nu are interes în anticipate, și-a asumat într-una răspunderea. De pe 4 a guvernat numai prin asumare răspundere, o chestie antidemocratică. Asta înseamnă că știa sau bănuia că PSD nu va depune moțiune de cenzură. PSD-ul a anunțat din start că va depune moțiune de cenzură. La un moment dat. Nu, numai dacă se modifică legea electorală în sensul de a nu fi în două... Într-un tur? Să da, fie în pentru două că, pentru că PSD are un foarte mare interes nu la parlamentare, ci la aceste locale. În momentul în care el pierde primare, PSD-ul pierde structura de bază. PSD-ul pe asta trăiește. Primare din diferite localități, mai ales din rural, sunt și creatorii și susținătorii organizației PSD. Deci este puțină lume știe că PSD-ul este un partid care are o structură foarte puternică dată de primari care sunt și șefii PSD-ului local. În Bolotești, de unde sunt eu, Găgești, nu spun Găgești, deal, PSD-ul a fost foarte, foarte puternic, deoarece primarul din 90 a fost primar PSD-ist. Până acum, până la alegerile anterioare, când a venit un penelist. Dar primarul era și șeful PSD. Și foarte multă lume din Bolotești, care și trăia de la primărie, era în PSD. Problema este că dacă nu mai sunt acești primari, așa de mulți, PSD-ul își pierde din forța locală. Primar înseamnă și apoi la parlamentari. Bun. Și atunci, PSD-ul a anunțat asta. În momentul în care a anunțat că aici vine, PNL-ul știa că dacă își asumă răspunderea, PSD-ul depune moțiune de cenzură. Numai dacă își asumă răspunderea. Că putea să o treacă printr-o ordonanță de urgență. Da, nu, deci să fie limpede. PSD-ul a zis din start, e ca pe Maidan. Îi spun, bă, dacă te legi de mama mea, mă înjuri, atunci ne batem. Îi poți să zici orice și despre, nu știu, despre orice. Numai să nu zici. Ei, PNL-ul știa că dacă nu face prin ordonanță de urgență și face prin asumarea răspunderii, se vor depune. Deci a noi fost înțelegere aici între ei, credeți? Nu, noi ne aflăm, da. Și aici ne aflăm în fața celui mai mari întrebări a anului. PNL a depus... și-a asumat conștient, ați înțeles, adică știa când, că va urma această moțiune, ca să cadă sau ca să nu cadă. Aici este întrebarea. Pentru că, deci întrebarea nu e dacă PSD-ul și UDMR reușesc să adune, că nu reușesc să adune de ei. Dacă PNL și-a asumat răspunderea... De ce ziceți că nu reușesc să adune? Le lipsesc 7 voturi. Nu 7 semnături. Reușesc să adune numai dacă vrea Klaus Iohannis și dacă vrea PNL-ul să cadă. Deci, încă o dată, dacă PNL a programat această provocare, e o provocare, ca să cadă, atunci sigur se vor găsi 20. Cum s-a găsit și la investire? Dacă nu, nu are. Garantez de pe acum că nu are cum, pentru că dreapta e pe val, e un președinte care e de dreapta. Spuneți că n-a riscat nimeni să nu se pună în tabăra greșită. Domnișoară, suntem în România și avem 30 de ani de experiență oportunismului românesc de 2 lei. Adică în care și toate instituțiile statului când bate vântul într-o parte, e la giruietă spre PSD, trec de partea PSD acolo?
și ce cerești ăla și dacă nu este invers. Pentru că fiecare e cum are, are, cum se, are și el o viață personală și are probleme. Bun. Deci, întrebarea care se pune acum, nu pot eu să răspund, nu cred că cineva, este, sunt două posibilități. PNL, știind că vor depune moțiune de cenzură, vor folosi, inclusiv aranjând să voteze minoritățile, să aranjeze, sau nu cred din rândul lor, ca să cadă, sau, și aici începe, cred eu, una a doua ipoteză, deși eu am fost un susținător mult timp al ideii că a fost o provocare ca să cadă, sau, de fapt, fac în două tururi, trece, moțiunea nu trece și, atenție, ei mai fac vreo 4-5 asumări ale răspunderii. Au anunțat deja două. Da, asumări ale răspunderii. Problema, eu nu cred că... deci, să scoatem din discuție pe bune, va trece sau nu va trece. Dacă hotărăște PNL-ul că el trebuie să cadă de la guvernare și Iohannis hotărăște, se găsesc 20 de voturi. Păi asta voiam să vă întreb. Nu era mai firesc, dacă nu-și doreau această moțiune, să dea ordonanță de urgență după care să urmeze o dezbatere în Parlament? Nu era mai simplu? Nu, pentru că dacă nu trece, când ești? Pe 28, o să ne vedem că mai trăim, da. Nu, pe 28 are loc, se citește. Se citește legea, în 3 zile... Au timp să depună moțiunea de cenzură. Se depune să și voteze, în interiorul a 3 zile. Deci probabil că a doua zi se depune moțiunea. Va fi probabil o sesiune extraordinară din nou? Nu, am înțeles că nu e sesiune ordinară. Pe 1 februarie se... Deci, oricum, votul trebuie să fie în interiorul a 3 zile după ce se depune. După ce se depune moțiunea. Asumarea... Deci, asumarea răspundere din punctul acesta de vedere. Și acum, dacă... E foarte simplu. Repet, se găsesc peste noapte... Am asistat noi la investiri peste noapte, s-au găsit. Și acum s-ar găsi voturi. Dar, după părerea mea, și vom vedea atunci, nu acesta este planul. Care este planul? Și vă spun de ce nu acesta e planul. Sunt două semne pentru mine. Că inițial așa am zis, depun moțiune de ăsta, asumarea răspunderii și... PSD depune moțiune? Dacă făcea o ordonanță de urgență, deci care cred că acum este planul? Să ne înlotăm planul. Că acolo sunt niște planuri pe care PSD-ul nu cred că le știe. Unu, hai să vedem ce înseamnă moțiunea de cenzură. Dacă v-ați observat noastră în ultima vreme, n-am auzit niciun penelist zicând s-ar putea să treacă moțiunea, da? Foarte important. Gândiți-vă că la guvernele PSD, când au căzut cele două guverne, a venit liderul Dragnea și a zis o să trântim guvernul, da? Deci noi știam că în momentul în care se... întrunește Parlamentul să-l dea jos pe Tudose, că-l va da jos, sau pe Grindeanu, că avem majoritate. Dacă ați observat acum, spuneți și mie, ați auzit pe cineva... Din PSD? Nu PSD, pe el, deci PSD-ul nu are nicio treabă. El, dacă vrea PNL-ul să cadă, cade. Dacă nu vrea, nu cade. Ați înțeles? Nu. Deci e în afara influenței. E în afara. Singura întrebare este dacă PNL, repet, a făcut asumarea răspunderii ca o provocare, că vrea anticipate, sau asumarea răspunderii ca să treacă legea în cele două tururi. Pentru că dacă pică guvernul, nu mai rămâne nici legea. Și, unu, ați auzit până acum vreun lider PNL zicând, bă, s-ar putea să... Nu, să zică, da, domnule, de-abia așteptăm asta și noi vrem să facem anticipate. Nu, toți spun că ne vom bate, da? Înțeleg, surse din PNL spuneau că ei chiar cred în acest proiect și chiar își doresc anticipa alegerea primarilor în două tururi nu anticipate. Păi aici ajunge. Deci în momentul, dacă ei ar fi vrut, și o să spun și care sunt, deci unul din, dacă ei ar fi vrut să folosească, adică să depună asta cu două tururi numai așa ca să poată să cadă, începea o pregătire. Totuși nu... Trebuie să faci o pregătire. Dar acum nu asistăm la o pregătire. Păi dacă n-ai pregătire psihologică și tu spui în fiecare zi că noi o să supraviețuim, că moțiunea n-are nicio șansă cu tare, ce impact dezastruos va avea dacă pică guvernul? O concluzie pe această temă. Vom avea anticipate așa cum am discutat sau nu vom avea?
Eu cred că vom avea anticipate în sensul acesta. Acum moțiunea nu trece, vom avea în două tururi și avantajează enorm PNL-ul. Legea celor două tururi înseamnă ruperea șirii spinării a PSD-ului, adică îi distrug primarii, foarte important, îi reduc numărul de primari cu cele două tururi. Vor mai face, cum a anunțat Raluca Turcan, vreo 3-4 asumări ale răspunderii. Căzând moțiunea de cenzură, PSD-ul ia și mai tare, iertați-mi expresia, în vot, rău, adică stați un pic, rău din punctul ăsta de vedere, probabil că vor fi și la Congres niște discuții. Băi, stai puțin, domnul Ciolacu, ce dracu, ce te-a apucat? Dacă știai că nu trece, de ce, de ce ai mai depus-o? Așa. Și probabil eu sunt, nu, băi, sunt aproape sigur că dacă vor să declanșeze anticipate, trebuie prin demisia premierului. Adică una e să cazi la moțiune de cenzură și într-un fel parcă ești tu în defensivă, nu-i așa? Și alta este să vii tu, pentru că demisia premierului hotărești tu, ei, PNL-ul. Adică ai luat problema... Da, unu, ai inițiativa strategică, cum ar spune Stalin, de la Stalingrad. Deci ai inițiativa, tu o ai, e foarte importantă inițiativa. Și în plus, decizi tu când? Acum noi știm că acum ei sunt la mâna PSD-ului. Nu, când se așteaptă mai puțin PSD-ul, pac, face, dacă se vor face anticipat. Și așa trecem în subiectul următor, pentru că am tot discutat acum despre guvernul PNL, despre Ludovic Orban, dacă își dă sau nu își dă demisia. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în aceste luni de când avem executivul Orban. Ce a făcut PNL din ce a promis, din ce a promis inclusiv partenerilor de la alte partide, cum ar fi USR, ce nu a făcut, care sunt miniștrii codașe ai acestui guvern, care sunt miniștrii care au vorbit poate prea mult sau alții poate prea puțin, care au avut ministere puternice pe mână și nu au făcut treabă. Cum vedeți executivul Orban? A livrat ceea ce a promis? Nu, este cel mai prost executiv din istoria post-decembristă și o spun cu toată responsabilitatea. De regulă, când vine dreapta, de două ori a fost la putere, CDR și apoi Alianța, da, care s-a puțin. Această dreapta a avut până acum probleme de administrare a țării. Probleme, adică FSN-ul și apoi PSD-ul au câștigat 30 de ani alegeri după alegeri, pentru că au fost foarte buni administratori ai țării. Administratori, da? Mai puțin cu politică, dar administratori. Noi ne așteptam acum că au venit liberale. Nu au venit nici nu au venit nici tehnocrații lucioloși, care până la urmă, chiar dacă aveau stângăcie, au avut o explicație. Erau pentru primar. Deci sunt, e un partid alcătuit din două partide, din PDL și PNL, oameni care au fost la guvernare, deci au, care au experiență. Au experiența guvernării, plus că te presupun liberali, un guvern de dreapta, adică niște oameni de afaceri. Spre stupoarea mea, cel puțin, acest guvern, în trei sferturi din el, nu face decât spectacol de sune și lumini. Adică pare un guvern electoral, dacă ați observat. Și vă dau, hai să încep chiar cu astăzi. Venind de încoace, aflu cu stupoare că domnul Vela, Marcel Vela, făcut o nouă conferință. Nu, numai. De la interne, azi, a decorat pe supraviețuitorii măcelului din 22 decembrie 1989. Iertați-mă, au trecut 30 de ani, da? E clar că este o acțiune electorală. Unu, lasă la o parte faptul că supraviețuitorii nu au fost între noi, fie slavă Dumnezeu, că mă pricep, nu au fost eroi. Ei au venit și au tras ei la 22-23. Au trecut 30 de ani. Îi decorez acum? Dar asta este o acțiune electorală la el. Alte acțiuni nu mai spun, că sunt 10. Se duce o domnișoară, cade la admitere, la poliție, Academia de Poliție, ăla trimite corpul de control și... Află că sunt nereguli la admiterea de la... Da, asta este acțiune electorală. Am 30 de ani de acțiune de trombon, de bicicletă, de sonerie. Ei sunt partid de sonerie. Asta e acțiune electorală. M-a oprit la el. După
Caracal, noi toți, când numai noi am făcut emisiuni, jurnaliști, opinie publică, am spus timp de o lună, băi, Caracalul ne-a atras atenția asupra putreziciunii din poliția română. Nu numai putreziciune, este raportul la Ministerul Interne care arată că ea nu erau dotați în gestat. Mă țineți minte că în 25, atunci, după amiază, iulie, ăia n-aveau wireless, n-aveau internet decât într-un birou. Și s-a făcut un raport al Ministerului de Interne și toată lumea a zis așa, un ministru care vine de interne trebuie să facă revoluție în această poliție. S-a discutat, mai țineți minte, de cumetrii, de inspectorate cu tare. A venit domnul Vela. De când a venit, el n-a făcut altceva decât spectacole. A deschis alea celulele nu știu care. A trimis corpul de control să-i rezolve și s-a făcut răbâie. Face, nu, azi a decorat, numai spectacol. El nu a venit. Și nu face concret nimic? Asta păi nu face nimic. Dacă ar face ceva, n-ar avea timp de spectacol. Deci este clar că el e în campanie electorală și nu în administrare. Ministrul de Finanțe. În istoria României, ministrul de Finanțe au fost cei mai plicticoși oameni din lume. Ministrul de Finanțe. Vintilă, Brătean, cum unii vreți. Să nu uităm pe domnul Teodorovici. Nu Teodorovici era ieșit din comun. Da. Dar ați înțeles. Ministrul de Finanțe este un tip din ăla cu mâne curte. Domnul Câțu, de când a venit, dacă ați observat, face și el campanie electorală. El polemizează cu Firea. Ce treabă are el cu asta? Adică ați văzut, ați observat. Deci e clar, și el vine și ne spune, nu e dezastru, nenorocire, da? Ministerul Educației Naționale, o să avem aici, pe celebra, cum e, Monica? Zice, cum? Monica Anisie, avem materialul pe care l-ați cerut, că ați insistat să dăm acel da, material. Da, este una dintre secvențele gogoliene rare. În care doamna ministru stă în fața unei săli de clasă și nu așteaptă... Nu stă în fața unei uși. Unei uși. Haideți să urmărim haide împreună materialul și comentăm după aceea. Am văzut deci este, de, încă o dată, eu am văzut de ea, v-am și rugat, mulțumesc. Ar trebui să o pun pe la soameu așa, să mă uit din când în fiecare seară ca pot să râd în hovă. Fădăm înregistrare. Eu nu am mai pomenit așa ceva. Deci, este ceva, în primul rând este ceva, uitați-vă la ea cum stă în spatele ușii, adică e ministru, cu toată televiziunea, adică spune, fiți atenți că aici cineva se întâmplă. Numai că e acțiune electorală, dar este o acțiune, iertați-mă, lipsită de bun simț. Este profesor, ea face în fața camerelor de la vedere. Cum să stai tu, dita mai ministru, să tragi cu urechea? Iertați-mă, e ceva, cum să spun, deșanțat. E ca și cum, nu știu, stai în spatele ușii unui dormitor. Toate astea. Iată un exemplu de spectacol. Ea nu face, ea nu rezolvă nimic concret în administrare. Ea se dă în spectacol cu televiziunile. Lasă la o parte faptul că ea trebuia să demisioneze și dat afară de mult. Probabil că e o pilă. Cred că e a Cotrocen. Trebuia dat afară. Ce a făcut ea? Ați mai tot spus în edițiile trecute despre gafele pe care le-a făcut Ministrul Educației. Da, am dat un exemplu. Nu, nu mai spun că de când a venit, ea are... Cum, am înțeles că o profesoară. Și aici avem... O să ajungem și la promovări. Deci, domnișoară, este foarte important când ești promovat, adică să fi avut experiența muncii de conducere la un nivel mai înalt. Eu n-aș mai promova în perioada următoare miniștri decât dacă au fost secretari de stat sau ceva șefi. Pentru că dacă îl iei pe om de la școală, da? Băi, e frumos la școală cu tare, și îl pui ca aici, da? E încântată, e ministră. Dacă pe mine mă puneți mâine, nu știu, director la o televiziune, deci știți, să știți că bun, am mai comandat, am făcut, da? Aveți experiență. Da, dacă l-aduceți pe unul de la televiziunea locală din Vaslui și îl puneți director la TVR, el a face numai prostii, că n-are experiența aia la nivel înalt. Asta e a doua mie. Deci avem a treia. Deci avem Câțu, ea de când a venit are o temă, cum să schimbe sistemul de învățământ. Ați văzut toate ăla, că pa schimbă...
ăla, ba, schimbă... Examenele să fie mai prietenoase. Poftim? Examenele să fie, valorile da. Să fie mai prietenoase. Da, lasă la o parte faptul și dacă putem discuta. Eu nu cred că în perioada, în acest moment, România are nevoie de o întărire a democrației copiilor în raport cu profesori. Încă o dată, nu cred. Am toată stima pentru copii, pentru elevi, dar eu, din experiența mea și, slavă Domnului, sunt un om care chiar am făcut ceva în viață ca școlit, eu întotdeauna am considerat că cel mai mare lucru la mine a fost toată când eu m-am supus autorității profesorului. Cât ești copil, elev, e frumos. Dar, sigur, acum n-o să, eu când aud această chestie că școala trebuie să fie, învățătura trebuie să fie prietenoasă, mă stric de râs, pentru că nu e... Dacă, este altfel decât o cunoașteți da, dumneavoastră. Dacă m-ați întrebat într-un interviu, coșmarul vieții mele ar fi să fac din nou liceul și facultatea. Nu l-aș face în veci. Dar ce autoritate mai are profesorul acela peste care doamna ministru am văzut-o că a intrat în sala de clasă în fața elevilor care au văzut acel incident în care profesorul lor, care ar trebui să reprezinte autoritatea, a fost certat și tras la răspundere de ministru? Ale un moment sindicalist. Eu încă o dată, puneți-o cată și uitați-vă cum stă ea la ușă, stand-up comedy. Mai respectă profesorul? Nu respectă pe nimeni. Deci profesorul rămâne la clasă. De aici avem o discuție în legătură cu viziunea ei. Eu nu cred că în această fază, și cred că și părinții sunt de acord, am nevoie de o întărire a autorității profesorului. Am nevoie, părinții au nevoie, trebuie să fie, nu știu, nu am copil de liceu, dar eu, dacă aș avea copil și aș afla că învățătorul îl tragă aia de bârnet sau, cum să zic, îi pun pușcoace în spate, eu m-aș muta copilul, pentru că orice părinte responsabil are nevoie ca copilului să învețe. Nici un copil nu învață de drag. Hai să fii serios. Ce de drag? Trebuie împinși de la spate. Nu, trebuie să înveți, că ești copil, elev, tânăr. Dar și noi uneori nu facem chiar numai de dragul de a face. Deci asta, altă... Nu mai spun, mai sunt vreo câțiva miniștri. Mai discutam de doamna ministru de la muncă, vine, de la ministrul muncii, Violeta Alexandru. Nu, doamna Violeta nu întâmplător face numai campanie electorală. Ea va fi, după ce se stabilește în două tururi, va fi candidata PNL și... La ce? La primăria din București. Ea este pregătită pentru asta. Pentru primăria capitalei? Da, pentru primăria. E tot... interesant. N-ați mai spus acest lucru. Da, ea este... Dacă legea în două tururi trece, ea este pregătită să fie primarul capitalei. Deci visul cu Nicușor Dan, candidatul Dreptei, păi dispare. Nu, pentru că vă spun și de ce e foarte important. Dacă ai într-un singur tur, marea problemă o reprezintă... Stânga nu are nicio problemă, da? Hai să luăm firea, da? Ea e singură. Nu cred că mai vine cineva din partea pro-România să o concureze, da? Într-un singur tur. Și atunci se stabilește, stânga e întruchipată de Gabriela Firea, da? Din coace, dacă ați observat la dreapta, sunt mulți pretendenți. Avem PNL vrea să-și pună candidat, PMP vrea să-și pună candidat, USR vrea și Plus, candidat. Da? Deci sunt patru pretendenți în frunte cu cel mai important, Nicușor Dan, toată stima pentru el. Bun, dacă ai într-un singur tur și ești PNL, spui, băi băieți, iertați-mă, ăștia de la dreapta, dacă voi pune și voi candidați, ne bate firea, începe pericolul cu firea. Ați observat? Ne bate firea, câștigă firea, nenorocire, la la. Deci, stați voi, ciocul mic, retrageți-vă toți și lăsați-ne pe noi. Noi suntem de la PNL cu tare, cu tare. Greu de negociat. Cu Nicușor Dan, cu PMP, cu tare, cu tare, cu tare. Bun. Și atunci, dacă e în două tururi, atunci firea vine pe stânga, da, în primul tur, și în primul tur avem așa, se înscrie candidata Violeta Andrei. Care a Violeta fost măsurată Andrei. Și în, Violeta Alexandru, în sondaje. Sigur. De la PMP va fi candidat, de la USR o să vedem Nicușor Dan, deci vom avea deja... și probabil vor fi, să spunem, patru, da? Problema este că în al doilea tur, dacă intră Violeta Alexandru din partea dreptei, așa. Adică chiar dacă se clasează pe locul 2, automat toată dreapta în turul 2 merge de partea ei. Și PSD pierde.
Da, nu, dar câștigă PNL. De-aia vor ei să facă cu cele două tururi, sunt și de dragul acestei doamne ministre. V-am dat o știre. Deci pentru Violeta Alexandru se face totul, ca vorba lui Toarșul lui Ceaușescu. Deci Violeta Alexandru, candidatul PNL la primăria capitalei. Da, și pentru capitalei... asta se face și legea cu cele două tururi. Este pentru foarte interesant de... Foarte important. Bucureștiul va fi piatra de încercare a acestui an. Nu prezidențiale, nu parlamentare. Noi am tot discutat că, de fapt, asta este reala miză după prezidențiale. Da, și atunci PNL-ul are un interes vital să câștige. Dacă sunt în două tururi, indiferent pe cine pune candidat PNL, câștigă. Da, adică nu trebuie să mai faci eforturi. Dacă faci într-un singur tur, într-un singur tur, e greu să o impui pe Violeta Alexandru, am dat numele. Drept candidat. De candidat în raport cu Nicu Șordan, da? Dacă ai în două tururi, ea candidează din partea PNL, probabil că va fi, se va situa pe primul loc, pentru că ei oricum se vor împărți, și va veni și Nicu Șordan și toți ei vor fi obligați să-i dea votul ei, da? Vom vedea ce se întâmplă, deci, la alegerile locale. Violeta Alexandru este unul din marele țeluri are dreptei la ora actuală, condusă de către de domnul Ludovic Orba. O să urmărim mai mult acest... nu pot să spun. O să urmărim acest lucru și cu siguranță vom discuta în emisiunile viitoare despre doamna Violeta Alexandru în momentul în care se conturează drept candidatul PNL. Haideți să trecem la subiectul următor, mai exact la Partidul Social Democrat. Am avut-o și săptămâna trecută invitată pe doamna Dăncilă, cu care am dezbătut puțin situația din PSD din acest moment. Există un congres care bate la ușă. Nu știm exact cine candidează pentru șefia PSD, dacă va candida Marcel Ciolacu. Și aici este întrebarea mea. Este Marcel Ciolacu cel mai potrivit pentru a prelua șefia PSD? Nu. De ce? Pentru că dacă te observa noastră de când a intrat în opoziție, Partidul Social Democrat n-a înțeles nimic. Adică el n-a înțeles, el, dacă ați observat, și eu am observat mult mai ușor, că am trăit perioada cederistă. Deci în 96, când a venit CDR-ul la putere, CDR plus PD, PSD-ul condus de Iliescu, era foarte bun, a zis, bă, nu, noi nu facem nimic, dar ăștia se vor compromite singuri. Da? Și au stat, și au stat, și nu o să uit că, cred că prin 98 făceam undeva o emisiune, totdeauna făceam o emisiune undeva, eram pe postul noastră, nu eram guru atunci, așa, eram, cred că la prima, da? Și am avut o emisiune foarte interesant cu redactorul șef de la ziarele locale și concluzia acelei emisiuni, era iarnă, era că sub zăpada aia creștea PSD-ul. Da, era o chestie. E bună asta. Da, adică vedeam satele cu zăpadă, cu fum și în timpul ăsta creștea. Și creștea în sondaje, rupea. De ce? Pentru că PSD-ul nu făcea nimic, dar ăștia erau proști. Și atunci PSD-ul repetă acum acea strategie. Adică, domnul, tot așa ați văzut. Austeritate, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Lasă că greșesc, că ți-aș intre. E o mare greșeală. Se vor duce către USR, dar nu către ei. Asta n-am înțeles. Ceva s-a schimbat, adică trebuie să schimbi în modul de a face opoziție PSD-iste. Dar ei au tot zis, după alegerile europarlamentare, după prezidențiale, că PSD se va reforma. Că au înțeles că au fost taxați de electorat și că urmează acea schimbare PSD-ul profundă. PSD-ul nu se poate reforma așa ca partid decât sub conducerea unui lider ieșit din comun, pe care eu întotdeauna l-am văzut din afara partidului. Adică PSD-ul a fost mare câte vreme a avut Iliescu, adică un lider care să și domine el sau Năstase, adică un lider care se impună. Vedeți, mă, pe Ciolacu impunând o strategie. E domnul Năstase nu poate până în 2022. Nu, am dat un exemplu, nu. Deci PSD-ul are nevoie acum de un vizionar, mă rog, poate e mult, un lider. Mă gândeam în ideea în care poate domnul Năstase s-ar întoarce la conducerea partidului. Nu, de regulă în România oamenii nu se mai întorc la... La Partidul Social Democrat. Nu, nu se mai întorc în general, ai căzut din funcție, gata. Noi... Vedeți că Mihai Tudose s-a întors. Ei, nu, în funcție. Deci mă întorc. E nevoie de un om, nu știu, nu-l văd până acum. Oricum nu ce-o domnul Ciolacu, care să vină... Domnul Ciolacu e un manager, unul, nu știu, care eu să mă uit la televizor, zic, domnule, da, merg după PSD, ies în stradă, mă duc la luptă. Nu, tot așa...
aceiași comunicatori, da? Nu partidul, după ce a intrat în opoziție, nu și-a mărit rândurile, nu în ideea să-l aducă pe Tudose. Nu știu, să-l aducă pe Liceanu, spun, nu știu, sau cineva, nu știu, Eugen Simion, sau, adică cineva de la stânga, să spun, uite, s-a înscris Simona Halep, uite-o, spun o prostie. Adică ceva se dă să schimbă ceva, pentru că dacă ți-o observăm noastră, comunicarea lor e aceeași. Doi, este nu evită ofensiva. Hai să vă dau cea mai mare greșeală pe care o face Gabi Firea, care este prietena noastră. În politică, ați înțeles mai înainte, era să spun ca și în amor când ești tânăr, este, contează inițiativa. Adică tu trebuie să fii, tu fixezi adversarului ce să facă, adică tu îl provoci. A fost strategia lui Iohannis cu Dăncilă, ați observat? Niciodată Dăncilă n-a preluat ea inițiativa. A jucat după regulile stabilite de la Iohannis. Da, nu, adică ăla a avansat și ea a încercat să răspundă provocării lui, foarte important. Dar asta îți dă un sentiment că ești la mâna lui, da? Da. Deci, lui Gabi Firea, ia că sunt într-o capcană. Adversarii, mai ales domnul Vlad Voiculescu, i-au impus tema poluării. Ați observat? I-au impus. A existat această temă. Păi nu, dar i-au impus-o. Ea, în loc să vină cu altă temă, să impună ea, și v-am dat un exemplu. De exemplu, faptul că la o școală din București s-au îmbunătățit după ce s-a făcut, da, dezinsecție. Sau cu o temă, tema, nu știu, oricare din ele, nu circulația, nu știu, temă, vă dau, îi dau un exemplu acum de temă, este următorul lucru. În București, pe centru, noi avem o foarte mare problemă. S-au retrocedat pe Magheru și pe Victorie foarte multe imobile și noi nu avem o lege sau o hotărâre a Consiliului General potrivit cărea, cum e și la Madrid și la Paris, după 2 ani de când ai intrat în proprietate, dacă nu faci ceva, ți-l ia statul. Uitați un exemplu, de-aia e un oraș urât, adică a fost luată Aro, unde era Patria, da, unde sunt șobolani acum, și de 5 ani nu se face nimic, pentru că nu-l obligă pe proprietar să nou, și renoveze, având în vedere de locație. Păi nu, da. Păi nu să renoveze, le spun ceva că trebuie să arate frumos, din punctul ăsta de vedere. Ea tot timpul a fost adusă pe terenul poluare. Păi dacă discut despre poluare, vei termina niciodată, că oricum ce-am face în București tot poluare, e că vin de la chinești poluare. Și atunci ea e tot timpul în defensivă, așa e și PSD-ul. Iar dacă și pică acum, nu pică, nu trece moțiunea de cenzură, poți să-și ia... Deci ei vor lua o măciucă în cap de nu se văd. Pentru că vă imaginați cum vor intra în Congres, cum nu ați sesizat, că vor începe. Băi, Ciolacu, n-ai făcut. Pentru că totuși moțiunea asta de cenzură nu e comedie. Cade sau nu cade? Cade guvernul. Arată cumva puterea pe care o are PSD în acest moment. Da, nu. Cade guvernul, domnul Orban, ia o măciucă în cap de nu se vede, chiar dacă o să vină el și o să spună că vrem anticipat. A căzut guvernul. Gata. Rămâne acea pată. Așa, dar și ei, dacă nu trece moțiunea, zice, păi de ce mi-ai făcut omul? Stai puțin. Și e așa de ușor să nu treacă sau să treacă. Totul, ce mi-e 7 voturi în România? În România, în Parlament. Trebuie să găsesc 7 voturi în 2 minute. Tot de 7 voturi are nevoie și au nevoie și cei din America pentru a-l demite pe Trump în Senat. E o ușoară coincidență. Ne mutăm privirile spre Statele Unite, unde în această săptămână toată lumea a stat cu ochii pe Senatul American. Am văzut sute de jurnaliști care au fost prezenți acolo. A început procesul pentru demiterea lui Donald Trump, un președinte foarte controversat. Cum vedeți, în primul rând, acest proces? Dacă este un proces real sau este ceva făcut doar de fațadă în scop electoral, pentru că știm că și la ei încep pregătirile pentru alegeri? Nu știu care va fi rezultatul. Tot Senatul este dominat de republicani, dar după părerea mea, și nu sunt un admirator al democraților, inițiativa democraților este justificată. Poate că puțin dintre telespectatori sau înțeleg că la americani poți să faci orice cu condiția să nu intri cu picioarele în democrația lor. Poți să faci orice. Deci, toate marile probleme ale președinților au fost când au încercat să facă ceva cu ei, da?
Deci CIA-ul a intrat într-o criză și a fost anchetată timp de un an în 75, nu că ne spiona pe noi. Că îi spionau pe ei. Pe ei, adică la ei, colonelul Ion Gheorghe, care a fost ambasadorul României la Berlin în timpul lui Antonescu, mă, a fost după asta, a fost și în lagăr, că el l-a prins la Berlin, lagările americane, la fel ca la sovietice. Are o chestie într-o carte a lui celebră, nepoții unchiului Sam, un francez am citit-o eu, care spune așa, americanii sunt extraordinari apărători democrației lor. Dar nu altora. Da, a democrației. Așa cum noi n-am înțeles paranteze, că erau toate entuziasme, mă țineți minte pe vremea când a venit Trump în România, și colegi de presă, a venit Trump și el e cu națiunea, nu-i așa? Păi nu, Trump, el e... Și... E cu națiunea lui. Păi da, bun, adică da, Trump era cu națiunea... Că era întrebarea mea, dar de ce nu l-a sprijinit pe Dragnea, nu-i așa? Că Dragnea era cu națiunea noastră, nu-i așa? Păi, nu, fiecare cu națiunea păi lui nu, discuțiile el, drag, politice da, și diplomatice. El nu înțeles Trump când vorbește de patriotism, se referă la patriotismul american, dar la alte țări, la patriotism mai discută. Și atunci el a încercat, și e limpede, să îl scoată din joc pe un contracandidat, care era Biden, apelând, folosind prerogativele de președinte. Așa ceva în America nu se iartă. Chiar a încercat, oricât încearcă el acum să spună, totuși sunt înregistrări și ăla în care îl șantajează pe președintele ăsta, nou actor. Și totuși e interesant că în ziua în care a început procesul în Senat, Donald Trump a plecat la Davos, acolo unde avea loc Forumul Economic Mondial și unde se întâlneau toți liderii, acolo unde a fost și activista de mediu Greta Thunberg, cu care președintele Donald Trump a mai făcut schimb de tweet-uri, așa cum bine știm, domnul Trump are obiceiul să scrie pe rețelele de socializare foarte mult. Și cumva toată lumea aștepta și era curioasă dacă va exista o nouă confruntare marca Donald Trump. Cum vi se pare atitudinea, în primul rând, a președintelui american vis-a-vis de o tânără activistă de mediu, pentru că Greta Thunberg este o adolescentă doar, și cum vi se pare și atitudinea ei că ține, noi am discutat despre acest lucru, că ține piept totuși liderului democrației lui. Pe mine... care am studiat foarte mult în lumea modernă răsturnarea de imagine. Cum se creează imagine? Da? E limpede că în cazul acestei tineri, adolescente, se lucrează la imaginea ei. O mașinărie întreagă. Adică primul lucru care trebuia să le spune românul este la Davos, te costă, cum spun eu, cum am scris eu, numai că te uiți, numai că te uiți cu privire. 580 de mii de dolari trebuie să plătească fiecare participant la da, acest adică, forum. Adică, cum să zic, totuși... Nu-și permite oricine nu, să meargă. Totuși, teoretic și practic, este o fată, mă rog, nu cred că e multimiliardară și nimeni n-a zis, mă, dar de unde avea bani? Stați un pic, deci nu ai bani. Păi nu că i-au dat... asociațiile de mediu, pentru care tu ai bani de la ea, e dependent. E clar că se lucrează la o imagine și vă spun cu toată responsabilitatea, locul terorismului l-au luat apărarea mediului. Ascultați-mă. Este o afirmație foarte ciudată. Explicați-o puțin să înțeleagă telespectatorii noștri. Deci după căderea comunismului, Occidentul s-a trezit față în față cu o problemă. Nu dispăruse dușmanul. Gata, nu mai e Uniunea Sovietică, până atunci foarte multe lucruri și în armare și se făcuse numele lupte cu dușman. Și atunci s-a exagerat terorismul cu tare, cu tare. Acum se pare că a obosit tema și a venit tema generoasă să apărăm, nu, se numește încălzirea globală, da? Un nou dușman, foarte frumos, adică un dușman perfect, că aia nu o să o rezolvăm niciodată. Pentru că trebuie o uniune a întregii planete. Bun. Și atunci s-a creat această, nu să zicem, stele, 17 ani, tânără, mă rog, nu se ce la școală și se luptă. După părerea mea, la Trump e o comedie și el e de o piesă de teatru. Pentru că, sigur, ea vine, spune, demonstrează, dar până la urmă... America... Și Donald Trump dă un tweet. Da, dar până la urmă Donald Trump merge în continuare. Și eu am făcut această remarcă, putem să o remarcăm, să o facem și pentru telespectatori, totuși i-a răspuns unei puștoaice, unei adolescente de 17 ani, i-a dat mare atenție, i-a făcut probleme, pe când președintele României, o dita mai bărbatul, nu a avut nicio problemă, n-a scris pe Twitter, nu ați fost
ca o patriotă ce sunteți indignată. Adică nu putea să scrie... Că n-a scris și despre domnul Iohannis, da, adică, pe Twitter? Adică da, a scris despre liderul Kim Il-sung. Deci, știți că domnul Trump scrie pe Twitter, am înțeles, când se trezește, vrea are, să... Are, în medie 5-6 noaptea, într-o zi proastă și într-o zi bună are și 20-30 de tweet-uri pe zi. Eu n-am întâlnit niciodată, nimeni n-a explicat într-o carte el cum se trezește noaptea așa și zicea, și vrea să bea un pahar de apă. Ia să scriu pe Twitter. Păi, de exemplu, înainte de forumul de la Davos, la 4:30 dimineața, domnul la Trump, ei? La ei... Nu dormea. Nu dormea și a scris pe Twitter că merge la Davos, să aducă sute de milioane americanilor și că sunt de departe cea mai tare națiune din univers. După care probabil s-a culcat. Și când s-a trezit dimineața, zice, în timp ce se bărberează, aola, am o idee. Da, mă rog, e o mare problemă aici, că oamenii nu pot fi condusă pe Twitter, dar asta am dat un exemplu pe când totuși normal era, ca să fiu eu patriot și mândru că sunt român, ca după ce s-a întâlnit cu Iohannis, să scrie că costă, cât se scrie pe Twitter? Două rânduri, câteva, da? Câteva cuvinte. Cum zici, câte scrii? 20 pe seară? Pe noapte? Uneori? Are pe zi, în 24 de ore, cam 20 de tweet-uri. Un 20. Unul din ele era așa de greu. Se trezea seara. Azi am avut o mare fericire, da? L-am cunoscut pe un bărbat politic numit Klaus Iohannis, da? Îl iubesc. De ce n-a scris asta? E o problemă. Poate veți avea ocazia într-un viitor apropiat să-l întrebați personal. Domnul Cristoiu, haideți să vedem editorialul săptămânii. Ce editorial v-a impresionat în această săptămână? Da, este din Național. A fost o vreme când site-ul și ziarul, deși eu am fost printre fondatorii lor pe vremuri 98, dacă nu mă înșel, nu, mi se părea așa și așa. Acum este singurul site și am înțeles că apare și ca ziar combativ de opoziție. PSD-ul ar putea să învețe. Este un jurnalist, Valentin Boeră, am înțeles că aș lucra și la noastră, pe care da, o chiar îl citesc același... și am citit, am și pus pe blog la mine, Cristoiu Blog, eu am o rubrică, am citit, am citat, adică unei trimit, fac trimitere, O zi în România lui Iohannis, care este savuros, adică e un text foarte bine scris despre cum arată O zi în România lui Iohannis, că am știut și toți cum arată, uitați acolo, da, bun. E bun. Dacă a fost coleg, înseamnă că... Recomandat să-l citească și alții. Da, recomand, l-am și recomandat pe blog, dar să-l citească ca text. E bine scris ca text. Nu în sensul că, sigur că face niște observații, dar dincolo de asta are imaginea aceasta a României. Și înainte să trecem la top 5 politicienii săptămânii, am avut o discuție cu dumneavoastră ieri și ziceam să introducem o temă, aberația săptămânii, încă n-am definit-o ca nume, poate ne ajută și telespectatorii noștri să găsim denumirea potrivită pentru această rubrică. Eu m-am gândit, poate să o numim Mai bine tăceau, ce încercăm această rubrică. E bun, te-ai bună. Nu, eu sunt cel mai bun autor de titlu, nu sunteți pe locul 2. Nu mulțumesc pentru compliment. Ce încercam noi să facem prin această rubrică este să atragem atenția asupra unor anomalități din scena politică, asupra unor greșeli, aberații pe care le-au făcut politicienii. Domnul Cristoiu, vă rog, spuneți-ne ce ați găsit pentru această săptămână. Ați multe, pe lângă aia, de fapt, pe primul loc trebuia să fie... Nu e un top, e nu, una, nu, nu. Una trebuia și bună. Să fie. A, imaginea aia a ministrei stând la ușă și zicând, stați un pic, ia uziți ce zice aia, este unică. Eu, dacă aș fi... Dacă PSD-ul era un partid ca lumea, acum o tocau în fiecare seară, se stricau de râs, da? Este acea declarație a domnului ministru al transportului, cum o să rezolve el problemele de la Comarnic, care știm pe toți, făcând, mergând pe un drum... Forestier. Pe un drum forestier, adică un drum forestier, pentru că de ce este o mai bine tăceau? Pentru că, unul, drumul forestier nu e un drum pentru care e forestier pentru că nu e asfaltat, ci pentru că e prin... Totuși în pădure. Nu e prin pădure. Deci ca să poți să-l faci autostradă, ca să meargă mașinile. Nu. Ori îl lași drum forestier și atunci vin aia cu tractorul, noi ne vom duce la Sinaia cu tractorul, sau îl transformi. Ca să-l transformi este foarte greu. Pentru că trebuie să treacă prin pădure, trebuie acordă mediu. Deci era... Și mai ales felul în care a fost pus așa la nivel brut, adică brutal, o să fie drum forestier, a arătat că de mie mi s-a părut că mai bine tăcea, dar eu cred că foarte mulți de la PNL din acești demnitari trebuie să le facem o rubrică pentru că ei într-adevăr nu știu să tacă. Foarte important. Foarte. Este o chestiune unică în...
Cederiștii nu erau așa. Deci, vă spun, am arsit. Culmea, nici a lui Cioloș. A lui Cioloș era o chestie foarte... Pentru că e foarte interesant de discut, de observat la... Apropo de Anisie, de Velă. Dacă ați observat a lui Cioloș, tocmai pentru că erau la început, adică nu erau proaspeți, nu mai făcuseră, au fost foarte prudenți. Nu găsim în guvernarea Cioloș declarații cum mai bine tăceau. Sunteți de acord? Adică, în schimb, în asta, în guvernarea PNL, nu, ăștia au o nebunie cu ieșitul. Adică, nu știu. Păi tocmai de asta veți explica în top 5 politicienii săptămânii, pe care le începem acum, veți explica cine și de ce se află pe aceste locuri. Și aici puteți să vorbiți chiar despre acest aspect. Bun. Cine este pe locul 5? Locul 5 este domnul Marcel Ciolacu, care în curând va avea la congresul, nici acum nu ne-a spus dacă va candida sau nu va candida, și care sigur are pe 29 sau 30 când va fi, de fapt pe 1 februarie, momentul de cumpăn al vieții sale. Trece sau nu trece moțiunea? Dacă trece moțiunea, are o problemă că trebuie să facă guvern și nu știu cum va gestiona. Dacă nu trece, va avea foarte mari probleme în partid. Locul 4 în această săptămână și ajungem la doamna domnișoara Anisie, nu numai pentru doamna, nu numai pentru ce a făcut, dar și pentru toate declarațiile. Cred că în fiecare zi are o declarație ultimă. Am uitat, mai era una în care spunea, avea o problemă cu cititul. Știți, și aici o dată să facem o emisiune, eu sunt cititor pătimaș. Eu sunt genul de cititor patimă. Dacă mă scăpați la o carte, nu dorm toată noaptea până nu termin. Din ăla, pătimat. Nu, nenorocire că sunt obligat să citesc ca să scriu. Și atunci mă înlegumesc. Da. Și de cititul, iertați-mă, nu, și că nu, profesorii să citească elevului și elevul capătă gust. Gustul de citire nu se capătă. Nu, e greu, nu, dar nu se poate face că citește unul somnorase păsărele profesorul. Ea are o problemă, deci are tot felul de inițiativ. Păi doamna Anisia a cerut ca elevii să citească 20 de minute zilnic. Da, prin ordine, nu știam asta, prin ordine. Deci asta înțeleg, dumneavoastră înțeleg foarte bine. Cititul te naști sau nu te naști? E greu după... sigur că poți să capi. Te ducă ea la închisoare, cum a fost la Castro, și ai citit. Dar nu e o chestiune ca la ciocolată. Că, nu știu, ai dat ciocolată și după asta începe să-i placă sau să fumezi. Că poți să... să tot repeți. Nu, n-ai cum. Adică nu poți să capeți patima cititului pentru faptul că ți-a zis, i-a zis doamna, vine profesorul, ia, vă rog să citiți 20 de minute. Și 20 de minute nu-i spune nimic. Bun. Cine este domnul Cristoiu în această săptămână pe locul 3? Pe locul 3 este domnul Teodor Meleșcanu, care este ținta unei mari diversiuni. Nu mă refer la aia că îl dă afară de la Senat, dar mă refer la povestea dinainte de 89. Este una din exemplele că noi nu avem treabă cu democrația, pentru că domnul Meleșcanu, nu știu ce ar fi declarat el când era el, ce era ambasador, sau nu știu, că în zilele lui decembrie, că e acuzat că ar fi făcut o declarație, că ar fi fost de acord cu represiunea de la Timișoara. Bun, nu știu, a zis sau nu a zis. Dar domnișoara, au trecut 30 de ani, domnul Meleșcanu a fost ministru de externe, șef SIE, candidat la președinție, șef de partid. Păi acum îl descoperim. Și vă spun și șmecheria prin care s-a descoperit. Seamănă puțin cu ce s-a întâmplat cu domnul Băsescu? Da. Cu acele cea care a fost una din artizanii poveștii lui Băsescu a plecat de la CNSA și a fost pusă la ICMR-ul ăsta, da? Unde acum a fost găsit. Păi nu, și imediat s-a găsit. Ceva e în regulă, adică ea a fost la toată, nu mai țin, e o domnișoară, să-mi vă uitați noastră pe internet, a fost la Cotroceni consilieră, a fost trimisă la CNSAS în colegiu și cum a ajuns ea, a apărut dosarul domnului Băsescu, e mutată de acolo. Deci dacă ați observat, asta e cea mai mare ciudățenie, una din marele schimbări ale acestui regim de două luni, este la de la ICMR. Domnișoară, cine e șef la Institutul de Studiere a Crimelor Comunismului nu interesează pe un premier în veci. Păi și care ar fi miza în cazul domnului Meleșcanu acum? Miza este bătălia pentru cucerirea Senatului și să-i se dea doamnișoarei sau doamnei Alina Gorghiu.
Deci e o miză. E miza Meleșcanu, pentru că Meleșcanu, sigur, CCR-ul dovedindu-se încă o dată ce coloană... Dar nu era suficient CCR-ul? Păi nu, ea a fost declanșată înainte de decizia CCR. A făcut parte din acea, cum îi spune, frăgezire, știți cum e la... Sau măsura de siguranță. Nu, frăgezire, adică are probleme, are... Acum i-a luat și pe... Zice, au dat ei... Știți că și acolo e o diversiune. Fiul ăla, Vitreg, nu s-a dus niciodată. El nu este consul. Domnul Aurescu a făcut un fake news. A fost ideea că băiatul lui Vitreg, al lui Meleșcanu, a fost trimis consul nu știu unde și că îl recheamă. Păi n-are cum să recheamă, că ăla nu s-a dus. Înțelegeți? Adică, da, mă rog. E clar că nu, de scopul principal nu e atât, nu e să iasă Meleșcanu. A început să apară, ce pensie are, ce ala. Și pe cine pune? Da, pentru că el dacă demisionează și sigur demisionează, începe o bătălie pentru șefia Senatului și eu cred că o câștigă PNL-ul. Adică, vom urmări acest lucru. Cine este pe locul 2? Da, Gabriela Firea, că v-am explicat, ea este ținta numărul 1, deci la ora actuală până la local, ea va fi... cea mai înjurată personalitate din România. Ați văzut, e așa, zilnic. La ora actuală... Apare o știre cu doamna Fire. La ora actuală, România se reduce ca să observa la București. Și tot ce... Adică o atacă, dreapta, nu, stânga, nu. Deci este clar și deocamdată eu m-am spus, mare greșeală, e faptul că merge pe terenul adversar. Ar trebui să găsească și acum rapid... Dă în judecată, face... E foarte important. În bătălia politică, niciodată, întotdeauna să ai tu inițiativa. Duci tu adversarul pe terenul tău și îl obligi să răspundă. Nu te, nu te lași atras. Da, te lași atras și după asta joci cum vrea el. Asta cu poluarea o joacă cum vrea domnul, cum vrea dreapta. Din punctul ăsta de vedere... Cine este în această săptămână ocupantul locului 1? Da, ocupantul locului 1 este Nicușor Dan, pentru care am o deosebită admirație. Dacă toți politicienii din România s-ar bate, nu se bate el pe cont propriu, nu se ajungă primar, cred că România ar arăta altfel. E numai pentru asta. Eu îl știu, e matematician, am o admirație, tocmai pentru că nu sunt bun la matematică. Dar, exemplu, deci uitați-vă la el, n-are partid, n-are, nu e PNL, adică uitați-vă comparația cu Violeta Alexandru. Ea stă și pregătesc ea, nu-i așa? Pe când el e singur contra tuturor. Nu, contra tuturor, dacă se bate, adică se vede clar că eu l-aș pune primar prin decret. Pentru că chiar vrea să fie. E foarte important. Și uitați și este un încoată. În România, marea problemă este... Că și politicienii sunt, lasă-mă să te las. Adică, nu știu, nu s-a rezolvat ăia, zice, bine mă, trec mai departe. Nu, el o ține pe asta, e un exemplu. Nu de știu, când e în viața publică... Poftim? Zic, de când e în viața publică, acum, domnul Nicușor acum, Dan... Nu, uitați-vă la condiția de acum, n-are partid, nu e dorit de USR, cu toate astea s-a impus ca USR. E în prima linie a bătăliei cu Firea. Vrea să fie primar, dar abnegația cu care, hărnicia lui, după părerea mea, este exemplară. Asta trebuie să admirăm noi. Un om că, nu știu, vrea să ajungă primar. De ce nu vrea și domnul Orban să ajungă cel mai bun premier din istoria României? Sau... Îl vom urmări și pe domnul Nicușor Dan și pe domnul Orban dacă va ajunge cel mai bun premier. Domnul Cristoiu, vă mulțumesc pentru discuția de astăzi. A fost savuroasă. Vom discuta și ediția viitoare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit în această seară. Vă așteptăm și săptămâna viitoare, joi, pentru o nouă ediție a emisiunii Gândurile lui Cristoiu. La revedere!